calitate mai bună ca asta, la prețul de doar 70 de lei, nu veți găsi nicăieri. Vă salut, oameni frumoși, și astăzi vreau să testez alături de voi microfonul cu USB-C de la Puluz. Mie unul mi se pare că este un microfon excepțional și are o calitate excepțională la doar 70 de lei. Deci ceea ce auziți voi acum vine din microfonul Puluz, ce l-am în cască cu căciula aia cu puf. Acest microfon, vreau să vă spun că mi-a depășit toate așteptările. Adică nu aveam cine știe ce așteptări de la el, însă mi l-a depășit pe toate. Însă, înainte să începem testul, să vă arăt exact ce, cum și în ce fel, vreau să vă spun repede, pe scurt, câteva detalii despre el. Acest microfon are o anulare a zgomotului de fundal excepțională. Puteți face modificări direct din cameră, să dați plus minus la gain și să fie după bunul vostru plac. Însă, ce vă recomand, pentru că și eu am făcut aceeași greșeală, este să dați gain-ul undeva la minus, între minus 4 și minus 6, poate chiar minus 7, și puteți puteți da volumul mai mare din editarea clipului, chiar și de pe telefon, adică nu este ceva extraordinar de greu sau ceva dificil, nu, este ceva ultra simplu, dar dacă veți avea gain-ul pus prea sus, cum l-am avut eu, de exemplu, la plus 6, când n-am știut efectiv, clipul acesta trebuia să-l fac undeva joi sau vineri, însă eu am conectat microfonul și am dat drumul la filmare. Din păcate, standard era gain-ul la plus 6. Și fiind la plus 6, bara aceea care îți arată volumul vocii, ca să spun așa, eu vorbind normal, era numai pe roșu. Fiind numai pe roșu, îți distorsionează calitatea, îți distorsionează vocea, e ca și cum ar sta undeva sus, doar în spike. Și acest lucru nu este ok. După care, am dat gain-ul la minus 3. Dar și acolo, la vorbit normal, intra pe galben. Și dacă vorbeam o idee puțin mai tare, deja se ducea în roșu. Și iarăși nu mai este ok. Așa că, în momentul de față, eu am gain-ul la minus 6 și în cazul în care simt că este nevoia de puțin mai mult volum, îl voi da din editare fără niciun fel de problemă. Ceea ce mai vreau să vă spun este în felul următor. Dacă vreți să vorbiți imediat cum dați drumul la filmare cu acest microfon, nu o faceți. Pentru că durează între 4 și 10 secunde să-și activeze anularea zgomotului de fundal. Nu știu, probabil că în funcție de cum captează el zgomotul de fundal și vocea ta cumva, în funcție de aceste lucruri, el își activează mai devreme sau puțin mai târziu anularea zgomotului de fundal. Dar veți vedea ce anulare a zgomotului de fundal poate să aibă. Mie unul personal mi-ar fi plăcut să fie puțin mai mică. Mai mică? Înțelegeți voi ce vreau să zic. Anularea zgomotului de fundal este foarte, foarte mare, pot să-i spun așa. Adică se aude, pune accent pe vocea ta. Și cred că acest microfon a fost făcut în special pentru, cred că pentru interviuri, pentru podcasturi și așa mai departe. Dar haideți să mergem să-l testăm, să vedem despre ce este vorba. Hai să vedem ce poate să facă acest microfon la 70 de lei. Haideți, ce vreți să faceți, că nu înțeleg. E, stați acolo atunci. Bun! Sper că am nimerit gain-ul de data aceasta și nu mai avem niciun fel de distorsionare a sunetului. În momentul de față am viziera deschisă. Pe mine, într-adevăr, mă mai protejează și parbrizul ăsta, nu-mi vine vântul direct în microfon. Însă, microfonul este cumva băgat între bureții din cască cu... având căciula aceea cu puf, în care nu lasă pic de vânt să intre prin acea căciuliță,
și v-aș recomanda și vouă, în cazul în care, nu știu, aveți un microfon cu căciulă din aceea normală neagră, să o schimbați, să vă luați o căciulă cu puf, pentru că căciula aia neagră clasică e mai mult degeaba. Nu are nicio treabă cu anularea vântului sau cu oprirea vântului, mai bine spus. Și tocmai de aceea v-aș recomanda să vă luați o căciuliță din aceea cu păr. Bun. Ce îmi place mie cel mai mult și cel mai mult la, făcând o paranteză, la camera DJI, este faptul că, din punctul meu de vedere, o fac mai mult pentru consumator. Se gândesc și la consumator. De ce spun asta? Este pentru că, având slotul de USB-C direct integrat în cameră, nu este nevoie de niciun adaptor dacă ai un microfon cu USB-C. Dacă ai un microfon cu jack, într-adevăr, îți va trebui un adaptor de la jack la USB-C. Dar asta este tot. Nu îți trebuie niciun adaptor ca la GoPro sau Media Mod, tot ca la GoPro. Nu! Bagi microfonul în cameră și ești gata de filmare. Nu îți trebuie să stai să-ți lipești pe undeva adaptoare, fel și fel de lucruri, că, domne, doar ca să ai un microfon extern din dorința de a avea o calitate audio mai bună. În momentul de față picură și cu ușița aceasta deschisă, dacă o vedeți aici undeva, el nu mai este waterproof, nu mai este rezistent la apă. Și sper din tot sufletul să nu am nicio surpriză. Nu cred că voi avea, pentru că picură destul de încet, însă la GoPro n-am avut problema asta și m-a prins o ploaie, dacă o știți voi, ploaia aia care m-a prins. Arde cu pietre, bă, să moară vecinii mei dacă n-au dat cu pietre! Bă! Nu s-a stricat absolut nimic, însă, na, să sperăm că totul va merge cum trebuie. Bun, ce test vreau să fac? Vreau să fac un test la o viteză puțin mai mare cu viziera ridicată și un test tot așa la o viteză un pic de tot mai ridicată cu viziera închisă, să vedem care este diferența. Și să vă dați și voi cu părerea în zona de comentarii, vă rog din suflet, nu mai fiți rușinoși. Lăsați și voi o părere și un like, ca să continuăm frumos cât mai multe lucruri. Și în momentul de față vorbesc normal și am viziera ridicată. Care este părerea voastră? Deci cam așa s-a auzit, cred că ați văzut și voi viteza, dacă n-ați văzut-o nu vă spun. Am avut viziera ridicată, microfonul este destul de bine ascuns, deci n-ar trebui să fie nicio problemă, și mai ales că acest microfon are o anulare a zgomotului de fundal fenomenală din punctul meu de vedere. Se axează pe vocea ta, scoate vocea ta în evidență și lasă lucrurile din fundal să se audă așa ușurel, așa, nu o anulează de tot, însă focusul este pe vocea ta, iar restul sunt zgomote fix de fundal, așa cum ar trebui să fie. Nici de cum să fie la nivelul, la volumul în care tu vorbești, pentru că nu s-ar mai înțelege absolut nimic. Să-mi spuneți dacă se aude semnalul pe fundal. Hai să sperăm că nu ne ducem dracu, păcătoase sunt... Și acum închidem viziera. Viziera este închisă. Hop, hop! Ce mi-a fugit spatele, mâncava și gurița voastră. Și acum am viziera închisă, 20-20. Cam așa se aude. Viteza a fost cam aceeași. Și haideți să ridicăm viziera. M-a luat așa un pic cu emoția acolo când i-am dat puțin gaz. A făcut spatele un pic, a dansat puțin pe Macarena. Da, dragilor, acest microfon este un must. De ce?
Pentru că la banii ăștia, la 70-75 de lei, nu cred, și când spun nu cred, sunt aproape sigur că nu veți găsi altceva mai bun, calitativ, ca ăsta. Deci, efectiv, nu cred, nu prea are cum să aibă o anulare a zgomotului de fundal atât de bună, cu o claritate destul de bună, zic eu, plus că microfonul vine cu toate aceste lucruri și o să vi le pun undeva pe aici. Două căciuli din acelea clasice, negre, o căciulă cu puf, cablul are undeva la 1,5 metri, dacă nu mă înșel, și microfonul acesta a venit cu USB-C pentru că așa mi-am dorit. Însă, există și cu jack, normal, în cazul în care, nu știu, aveți un GoPro și aveți adaptor și vreți să vă luați un microfon. Și vine și cu din acela lighting pentru iPhone. Până la iPhone 14, mi se pare că iPhone 15 are USB-C de acum, în fine, nu contează. Cazul în care vreți să folosiți acest microfon pentru, nu știu, pentru interviuri, pentru fel și fel de challenge-uri în care întrebați oamenii ceva pe stradă, îl puteți, și aveți un iPhone 13, 14, acest microfon vine și cu mufă Lightning. Din punctul meu de vedere, vă spun din nou, de ce este un must? Pentru că nu cred că puteți face o comparație reală între acest microfon Puluz de 70 de lei și un microfon de la Rode Go sau ceva de genul ăsta, nu știu cum se numește, la 300 și ceva de lei. Nu cred efectiv că există o diferență notabilă între aceste două și pentru ce să dați 200 și ceva de lei în plus? De ce? Doar că este Rode? Da. Dragii mei, ăsta a fost clipul. Dacă v-a plăcut, vă reamintesc să dați și voi un like, un comentariu și ne vedem data viitoare cu ceva special. V-am pupat! Ciao!